Trecutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Bună ziua și bun găsit la Scutul Patriei. Astăzi vorbim despre jurământul militar, instrucția practică de conducere a mașinilor de luptă, despre postul mare, ostaș botezați în Armata Națională, despre poezie, iar în final, la rubrica Sănătății, discutăm cauzele, simptomele și metodele de prevenire a tuberculozei. Toate aceste subiecte le audiați în continuare alături de Domnița Jechiu și Tatiana Cocerva. Rămâneți aproape! Au jurat să-și apere țara chiar și cu prețul propriei vieți. Peste 200 de ostași încorporați în luna ianuarie curent în Armata Națională au depus jurământul militar în cadrul ceremoniilor desfășurate în unitățile din garnizoanele Chișinău și Bălți. Eu! Cetățeanul Republicii Moldova! Cetățeanul Republicii Moldova! Jur pe dinții Republicii Moldova! Jur pe dinții Republicii Moldova! Și poporul ei! Jur să-mi apăr patria! Jur să-mi apăr patria! Chiar și cu prețul proprii vieți! Chiar și cu prețul proprii vieți! Respect legile Republicii Moldova! Se respect legile Republicii Moldova! Și regulamentele militare! Și regulamentele militare! Astfel, în tabăra militară 142 din capitală, circa 100 de recruți au jurat credință patriei. La eveniment au participat viceministrul apărării Gheorghe Galbura, militar din Corpul de Comandă al Armatei Naționale, părinți și rude ale ostașilor. Viceministrul apărării a felicitat tinerii ostași. Iar că la sfârșitul stagiului obligatorii, dragi soldați, să completați rândurile militarilor profesioniști, iar pentru asta vom asigura pregătirea necesară. Vă felicit pentru aceste reușite și vă îndemn să fiți în continuare la fel de responsabil la executarea misiunilor ce vă revin. Iar eu vă asigur că veți avea toată susținerea conducerii Ministerului Apărării și Armatei Naționale, dar și comandanților de orice nivel. Domnul Rostaș, vă felicit cu ocazia depunerii jurământului militar. În ținuta militară purtată cu demnitate, soldații au defilat în pas cadențat pentru prima dată în fața rudelor și a prietenilor care îi priveau cu mari emoții. La cine sunt astăzi? La fratele. Ați reușit să vorbiți cu el? Ce v-a povestit? În fiecare duminică, după orele două, am spus că e tot normal, nu s-a jăluit, îi hrănesc bine, dorm bine, de fapt cum? Nu e ca acasă, dar scoală dimineața la ora 10 de culcare. A cui a fost decizia de a veni în armată? A lui. Ce l-a motivat? Sat universitatea și am nițiși fac datorie de bărbat. Dumneavoastră sunteți bunica? Bunica, eu sunt bunica. Sunt bucuroasă că am ajuns la anii ăștia să-mi văd și nepotul. La Fișor am fost, la tatălui, la Ucraina am fost, la Cotovsk, când m-a dat jurământul și am la nepota. Sunt foarte bucuroasă că am ajuns la anii ăștia, îi doresc sănătate, să păzească țara mai departe, să păzească tânăr și bătrân pe tăți de rând. Cum a fost spărțirea de Fișor? Cam cărea. Am vrea să facem. Ce emoții trăiți la vieța aici pe platou? Îmi pare gine că m-am mai crescut un băiet, tot a făcut armată, Samuel face armată, îmi pare gine, sunt bucuros că îl văd soldat. Sănătate și pași pe pământ. Să slujească, să termine cu gine și cu pași. Cine ți-a putut astăzi? La fiul meu, domnul Lilian. Ați reușit să vorbiți cu dânsul? Ce vă povestiți? Am reușit, totul e bine. Mă bucur de practica care a acumulat-o aici în unitatea militară, fiindcă s-a schimbat. Nu se plânge de nimic. Totul e bine. Și ne mândrim cu el, că avem așa un picior. E apărătorul patriei, e apărătorul Republicii Moldova, ne mândrim cu el. Tinerii militari încadrați recent în forțele armate au trăit emoții puternice duble atunci când au rostit jurământul față de patrie și când și-au strâns apropiații în brațe. Ce te motiva să faci armată? De ce ai decis să faci armată? Pentru ca să înțeleg că, într-adevăr, și vreau eu de la viață să învăț lucruri noi, să învăț să fiu bărbat, să învăț a fi disciplinat și punctual. Cum te-ai acomodat cu regimul și cu ținuta militară? Foarte repede, din prima săptămână m-am acomodat și tot îmi place. Pentru mine, jurământul militar înseamnă o responsabilitate foarte mare, în primul rând. E un eveniment foarte important în viața noastră și unic. Din păcate, nu toți au parte de acest eveniment în Republica Moldova. Vreau
în continuare să învăț lucruri noi. Mă numesc Vorobeț Ilie, singur cu dorința mea am venit în armată, deoarece, cum am mai fost spus, că armata este o școală a bărbăției și orice băiat, orice bărbat trebuie să vină să facă serviciu militar, deoarece trebuie să fim operatori al patriei. Aceste două luni de zile au fost foarte interesante, am învățat foarte multe lucruri noi, am fost pe la poligoane, am învățat armamentul, a fost foarte interesant, multe emoții și multe lucruri interesante am văzut. În cadrul evenimentului, un grup de militari ai unității a prezentat exerciții demonstrative la instrucția de front și elemente de luptă corp la corp. Cei prezenți la activitate au avut posibilitatea să se familiarizeze cu tehnica și armamentul din dotarea taberei militare. Stagiul militar în termen în Armata Națională este de 12 luni. Primul zgomot al motorului, prima manevră și prima cursă cu un autovehicul blindat. Militarii în termen din Batalionul 21 Infanterii Mecanizată din Brigada a 2-a au testat în premieră mașinile de luptă din dotare. Până la acest moment, militarii au avut o perioadă de închegare a grupelor unde au fost instruiți doar la nivel teoretic, de curând au susținut și testul practic în parcul auto al unității. Astfel, mecanicii conducători, tineri încorporați în luna noiembrie curent în Armata Națională, au urcat la volanul mașinilor BMP Nuna, BTR ZD și GAZ 66. Cu detalii venim în reportaj. Potrivit maiorului Sergiu Banaru, comandantul Batalionului 21 Infanterii Mecanizată din Brigada a 2-a, în cadrul activităților practice au participat militarii în termen din bateriile autotunuri și apărare antiaeriană. În acest context, maiorul Banaru ne-a vorbit cum sunt selectați mecanicii conducători. Mecanicii conducători sunt selectați la sosire din centri militari până la încorporare, care au studiat școli profesionale de categoria HD. Tractor, acasă au învățat tractorul, selectează de centre militare, deja ei când s-o să cu unitatea militară, ceva au studiat. Majoritatea în viața civilă nu au condus asemenea mașinilor de luptă și le este frică, greu. Pentru asta suntem noi aici ca să-i instruim, să cunoască ce trebuie să facă. Sunt testați la sfârșitul perioadei de instruire cu teste normative de control, acțiuni practice și acolo sunt testați fiecare pentru ce au însușit IP perioada la teorie. La rândul său, capitanul Serghei Todirașcu, comandantul bateriei autotunuri, ne-a explicat ce condiții sunt necesare pentru admiterea atât a mașinii, cât și a însăși conducătorului auto la cursă. O zi înainte de a ieși în cursă, toți mecanicii care trebuie să iasă trec control medical. Este făcut un foaie de parcurs, anume un punct din foaie de parcurs este control medical. Dacă conducătorul este apt, înseamnă dumnealui este admis la curs. De asemenea, în ziua când iese, dumnealui din nou mai trece un control suplimentar pentru admiterea la cursă. Ceea ce ține de tehnica pentru admiterea la cursă, fiecare conducător trebuie să facă un anumit șir de activități. Asta merge în primul rând control vizual, tehnicii și ce ține de anvelope, după care se începe verificarea însăși a tehnicii. Se verifică toate rezervoarele, dacă sunt cu apă, cu ulei, cu combustibil. După care se începe verificarea însăși toate agregatele, funcționalitatea agregatelor care sunt necesare la curs. Soldatul Nikita Cheladze tocmai coborâse din cabina unei none pe care o manevrase cu ușurință, zice el. Tânărul, care este de naționalitate georgian, mărturisește că senzațiile pe care le-a încercat la pornirea motorului blindatei au fost excepționale. Mă bucur că am avut posibilitatea să simt puterea motorului unei mașini destinate tragerilor de luptă. Este o emoție pe care vrei să o încerci iar și iar. Un alt soldat care ne-a împărtășit emoțiile este Dumitru Coșciuc, care a absolvit colegiul tehnic din Soroca. Având experiență în conducerea auto, susține că s-a descurcat bine și la manevrarea blindatelor. Am funcția mea mecanic conducător. Și ce vă spune asta? Conduce ce tip de mașină? BTRD 29, nona. Ai fost repartizat pe mașina asta? Tocmai. Cum a fost repartizarea? Cum s-a făcut? A fost repartizat care au permis de conducere pe tractor, care învăța de mecanici. Ai mers pe tractor? Tocmai. Și care e diferența dintre a merge pe un tractor și a merge pe mașină? Da, cam tot așa. Dar aici văd că stai și cu capul afară. Tocmai. Așa, altă senzație. E, poți și cap înăuntru. Eu de mecanic am învățat. Și poți repara ce fel de tipuri de mașini? Motoare, de la gaz, de la tractoare, de diferite mașini. Dacă s-ar defecta o mașină de luptă în câmp, în poligon, de exemplu, ai putea să repar? La este de luptă mi-am învățat așa cât de cât putem să facem și ceva. Când ai pus mâna pe volanul mașinii, ce senzație am, ce emoție am avut? Emoție am avut-o, dacă prima dată am învățat.
Ai manevrat ușor sau... Tocmai, a fost ușor. După fiecare instruire teoretică, ședințele practice de conducere a mașinilor de luptă vor fi planificate în fiecare lună. Scopul activității este de a forma specialiști în domeniul conducerii auto în rândul militarilor în termen. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Doi ostași din brigada a doua Ștefan cel Mare au fost botezați în postul Paștelui de către un sobor de preoți la bisericuța din unitate. În calitate de nași au asistat militar pe contract din Armata Națională. După botez, tinerii s-au mărturisit, au primit Sfânta Împărtășanie, așa cum se cuvine după regula bisericească. Preotul militar Gheorghe Gavrilița ne spune că tinerii au fost depistați în timpul mărturisirii. De altfel, persoana nu poate să meargă mai departe pe etapele împărtășanii dacă nu este creștin ortodox. De obicei se întreabă, însă unii se apropie singuri și spun că nu pot intra în biserică pentru că nu sunt botezați. Dacă se depistează că cineva nu este botezat atunci când îi spovedim în postul mare, mai ales, ultimul caz a fost că a așteptat băiatul puțin de la Crăciun încoace. Și a mai depistat încă un candidat dat la botez și s-a primit că-s doi. Dar câțiva ani în urmă a fost primul soldat care a fost botezat în istoria Armatei Naționale contemporane. Alții poate tragă acasă să facă taina Sfântului Botez, dar eu socot că este ceva de privilegiu aici, să te facem serviciu militar în termen, să facem acest lucru la noi, în biserica noastră. Deși s-au botezat după ce au atins majoratul, ostașii au făcut-o din propria dorință pentru o liniște interioară și împăcare de sine. Un lucru este cert, tinerii vor ține minte acest eveniment important din viața lor, botezul fiind una dintre cele 7 taine bisericești. Soldat Mațco Andrei Andreiici. Că dimitel n-am fost botezat și am vrut să mă botezat. Omul ia-s mai liniștit, mai... Cine a fost mai? Doamna Maior, Nana și domnul locotenent major Tofan, Nana. Mai ai frate, surori? Tocmai. Frate mai mare, 22 de ani, și o soră mai mică, 16 ani. Termină clasa nouă. Botezați? Nici cum. Nu? Noaptea că mă culc, zic rugăciune și mă culc. Ai cuciuliță? Tocmai. Pașcan Alexandru, Alexandru. Să rețin minte botezul. Te-ai botezat peste câți ani? Am la 19 ani. Te-au îndemnat cine? Colegii? Singur. După botez m-am împărtășit și iart păcatele toate. Caporal Gheorghe Ciur, din compania 21 Infanterie Mecanică, colegul ostașilor, consideră că botezul este important pentru fiecare om, mai ales că militarelor le-a fost oferită șansa de a fi botezați în cadrul unității. Au avut posibilitatea poate la civil, adică să facă asta, dar armata a făcut un gest frumos, adică oamenii care l-au botezat, încercat să facă un fapt eroic. Am numit și eu eram în serviciu, am ieșit și povestit că au fost botezați la biserică din brigada 2, de către militar cu mutra. La 24 noiembrie 2009 a fost inaugurată prima biserică din Armata Națională pe teritoriul brigăzii Ștefan cel Mare din Chișinău. Postul Paștelui este perioada de pregătire spirituală pentru a sărbători învierea lui Iisus Hristos, care va fi marcată la 16 aprilie. Postul durează 40 de zile și este cel mai lung și mai aspru de peste an, iar credincioșii se abțin de la alimentele interzise, precum carne, ouă, pește, brânză și lapte. Ce este postul? Postul nu stă atât în înfrânarea de la mâncare, cât înfrânarea de la gânduri necurate. Să postim de gânduri, ne îndeamnă Părintele Tadei. Așa sau altfel, postul este o curățire a sufletului, a minții, a corpului. Facem ordine în gânduri, în cuvinte și ne cerem iertare. Iertăm și nu bârfim pe cei care ne înconjoară. Aflându-ne în postul mare, colega noastră Steluța Moscalciuc a discutat cu preotul Gheorghe Gavrilița din cadrul Brigăzii 2 Infanterie Motorizată, care ne-a povestit despre însemnătatea perioadei de postire și rolul ei în viața fiecărui creștin. Postul este binecuvântat de Dumnezeu, încă din rai. Spus a fost primilor oameni, Adam și Eva, din toate roadele gustați, din acest copac, de acest copac să nu vă atingeți. Prin călcarea postului și s-a primit acea lungare a oamenilor din Raiului Demnului. Este foarte important pentru noi ca să ne învățăm de a ne menține sufletul nostru în curățenie duhovnicească și trupească, și anume postul ne ajută nouă să facem acest lucru. Din toate posturile deosebim 4 mai importante. Noi acum să ne aflăm în postul mare. Mai înainte de postul mare a fost postul Crăciunului,
postul de iarnă, postul nașterii Maicii Domnului, postul de vară, Sfântul Apostol Petru și Pavel și postul de la sfârșitul verii, începutul de toamnă, postul Sfintei Marie, adormirii Preasfintei Ficioare Marie. Fiecare din aceste perioade de înfrânare îl îndeamnă pe om ca să se stăruie, să ajungă la o stare mai curată, mai purificată, ceea ce face ca omul să se asemene cu acei oameni care se aflau până căderea în păcat încă în rai. Ce trebuie fiecare creștin ortodox să îndeplinească? Ce reguli se întâmplă? În primul rând trebuie să spunem un lucru foarte important, că postul este pentru acei care pot să-l ducă. Nu dă Dumnezeu cruce mai grea decât acea cruce pe care poate să o ducă omul creștinul. Așa și postul. Cunoaștem noi post slăbiri pentru acei, începem de la coadă, pentru acei care sunt bolnavi, pentru femeile gravide și pentru copii. Creștinii care pot să îndure perioadă de limitare în mâncăruri sau bine ar fi să fie spus că nu numai aceasta formează postul, dar și acea limitare în petreceri, în veselii, în vorbă multă, chiar și în gândire, în acea minte curată, purificată, face ca postul să se deosebească de acel post de mănăstire a călugărilor, a oamenilor sănătoși, maturi, și acel post a copiilor sau oamenilor mai bolnăvicioși sau mai slabi după firea sa. Dar oricum și acela și acela și acela primiteți la Dumnezeu. Nu judecați acei care nu postesc pe cei care postesc și invers. Nu judecați pe cei care nu postesc acei care postesc. Fiecare își duce sarcina sa și cum se pregătește în fața lumea, așa va fi și primită acea truda lui. Și evident, fiecare va fi oferită și pedeapsa și acea decorație pentru stăruințele lui. Ultima săptămână, la fel ca și prima, este aspră. Se fac slujbe, se săvârșesc slujbe deosebite. Toată biserica, toată creștinătatea parcurge în amintirea patimilor Domnului. Noi ne stăruim să trecem împreună cu Hristos acel drum ușor al crucii lui, Via de la Rosa. Participăm la citirea Sfintelor Evangheliei, participăm la prohodul Domnului și apoi, în ajunul Sfintei Învieri, acei care nu s-au mărinșit de Sfânta Împărtășanie pe parcursul postului, ne apropiem și ne unim cu Hristos la Sfânta Liturghie, de acum Paschală. Și săptămâna după Marele Post, săptămâna luminată, noi ne bucurăm de Învierea Domnului, ne bucurăm de acea venire pe pământ a Împărăților Dumnezeu și urcușul nostru la acea împărăție cerească și nu uităm în această stare de bucurie și pe acei răposați noștri pe care îi pomenim de acum duminica următoare. Mai bine zis, duminica luni și marți, în diferite locuri, se fac Paștele Blajenilor, acea pomenire răposaților în cimitire. În această perioadă aveți ore de învățătură cu militarii? Numai decât noi, nu numai în postul mare, facem întâlnire cu efectivul armatei, anume în brigada infanterie motorizată Ștefan cel Mare numărul 2, facem regulat lecții, nu în sala asta, dar cu toată brigada în sala sportivă, unde încap 500 de oameni. În sala aceasta facem întâlniri numai cu cei care sunt într-un fel codași sau au niște dorințe de a se întâlni cu preotul aparte. În postul mare și în alte posturi ne străim să mărturisim, să spovedim efectivul și să îi aducem la Sfânta Împărtășanie. Este foarte important ca tânărul ostaș creștin să nu aibă această întrerupere, fiindcă toți, majoritatea, sunt creștini ortodoxi, botezați, mirounși, aduși de părinții la Sfânta Biserică, unde se mărturiseau, se împărtășau și atunci când pleacă în rândul armatei naționale, în termen, n-ar fi corect ca să aibă această întrerupere de oameni. De aceea, după stăruința Bisericii Ortodoxe din Moldova, în fiecare unitate avem, dacă nu Biserică Paraclis, unde ostașul poate să satisfacă toate dorințele, doleanțele sale creștinești religioase. Și preotul este obligat să asculte spovada, mărturisirea lui și să-i ofere acele sfinte și orice răspuns la orice întrebare. Creștinii în regimul strict din unitate, cum trebuie să fie postul pentru un militar? S-ar putea de adăugat la lista celor despre care am vorbit că au postăbiri la post și dezlegări și ostașii. Nu uităm că și acelor care sunt în cale, în drum, călătorul de asemenea sunt postăbiri în post. Ostașii se află într-o sarcină nu ușoară,
li se oferă posibilitatea fiecăruia să aleagă mâncare de post, să aleagă și comportament de post creștinesc, dar de acum după posibilitățile fiecăruia. Una, știm precis că atunci când ajunge Sfânta Împărtășanie, ostașii serios se pregătesc către această sfântă taină. Unii nu mănâncă seara sau dimineață numai decât, alții se stăruie să nu folosească mâncare cărnoasă și restul în afară de cele care sunt de post. Majoritatea bună se pregătesc cu seriozitate către această sfântă zi, care se face în fiecare dată în rândurile matei și se apropie cu pregătiri anumite. Ce îndemnuiesc pentru militar și în general pentru toți creștini ortodoxi? Să fim disciplinați, ascultători de comandanți, de cei mai mari, că făcând acel serviciu în termen, să avem cât mai puține încălcări de regulament și de lege dumnezeiască. Asta ar fi principalul îndemn pentru toți. Poezia este aproape la fel de importantă ca și istoria, spune o maximă. Cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei sărbătorite recent, am identificat un tânăr ostaș cu capul nu prin nori, însă printre versuri. Suferință, câmp de luptă și dragoste sunt motivele creației caporalului Dan Cioarec, compania gardă din batalionul de gardă. Pe lângă faptul că trăiește armata, mai și scrie despre ea. Înșiră cuvinte atunci când simte, când starea de spirit este una melancolică, profundă, tristă, potrivit soldatului, acesta este mediul în care se zămislesc rândurile venite din suflet. În continuare vă îndemnăm să ascultați istoria poetului în devenire, astăzi militar în Armata Națională. De ce ai optat pentru serviciu militar? A fost din propria dorință sau ți-a venit timpul să-ți faci datoria? Desigur, din propria dorință să-mi fac și datoria, dar de mult când eram mic mi-am dorit asta. Înainte de a veni la armată, eu n-aveam răbdare să vin mărib de la armată. Munceam și spuneam tot timpul părinților mei, de a veni ziua și mărib de să mă duc la armată. Și mă întrebau de ce, din ce cauză vrei tu așa la armată? În primul rând mi-am dorit tot timpul să fiu bărbat. Vedeam la tata cum este respectat în familie și în același mod am vrut să fiu și eu respectat. Și cred că o să îndeplinesc scopul acesta. Și cum ți se pare aici în armată după, iată, mai mult de jumătate de an, impresiile? Am devenit mai curajos, am scăpat de multe frici care le aveam în mine, am văzut lucruri noi, oameni noi, caractere care o să mă motiveze mai departe să scriu despre ei. Pe lângă faptul că îți place și serviciul militar sau ești impresionat de acesta, mai scrii și versuri. Când ți-ai descoperit talentul de a scrie? Mama mea tot timpul scria poezii. Ne scria la școală când aveam nevoie și la un moment dat am zis că trebuie să încerc și eu. Eu am o soră și un frate. Și eu mă gândeam cine dintre noi a moștenit talentul mamei. Eu înainte făceam muzică. Făceam muzică lirică, hip-hop. Am început cu muzica și versurile alea foarte mult mi-au plăcut. Și am început la un moment dat să scriu și poezii. Poate se primește cu un caracter așa mai poetic, mai natural, mai frumos. În ce moment scrii versuri și ce te inspiră să faci acest lucru? Eu cele mai frumoase poezii le-am scris atunci când am fost trist. Tot timpul când sunt trist, când am o atmosferă tristă în suflet, atunci scriu cele mai frumoase poezii. Ce te-a inspirat să scrii o poezie atât de tristă, câmp de luptă? Mă aflam în spitalul militar și acolo e atât de liniște că eram nevoit să fac ceva. Și uite, m-am început să scriu poezia asta câmp de luptă, mi-am imaginat, eram pe o bancă în parcul de acolo și mi-am imaginat un tablou, cum acolo e dimineață, e vânt rece și o să vă citesc în poezie că nu vreau să dau mai multe detalii. Așa, știți, curioși. Cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei, să auzim și o poezie pe care ai scris-o, Câmp de luptă. Sortiți pieirii în văzduh, cum piere ceața în dimineți. A câta viață s-a pierdut doar pentru pacea altor vieți. Și uite-i cum îi strâng grămadă, sute de trupuri fără viață, familii așteptând să-i vadă, tot pe același timp cu ceață. Adie vântul la durere, din cer zărește un cor de ciori, când mama plânge în tăcere, că și-a pierdut ai săi feciori. Ah, tu, amară dimineață, nu vrei să dai timp înapoi, mamă, să ai copii acasă și ei să nu moară în război. În zare numai chipuri triste, e liniște și plouă încet. Aici, unde s-au pierdut vise, în spini, în sânge și regret. Acum ei zac sub cruci de lemn, eroi, pentru poporul meu, dureri de care nu sunt demn, ce-au despărțit bine de rău.
Impresionant. Deși cam tristă, dar profundă. Bine, ne zici de această poezie, ai citit-o și colegilor de aici, din unitate, superiorilor, ce ți-au zis? Cum te-au apreciat? Desigur, am citit-o prima dată la un instructaj făcând pentru gardă. Era domnișoara psiholog și dumneavoastră știa că eu scriu poezii și mi-a zis, n-ai ceva nou. Am ceva nou. Și le-am citit poezia Câmp de luptă. Toți au fost uimiți, eu mă așteptam ca colegii mei să râdă de mine. Cum făceau alții, cred că din invidie, probabil. A fost foarte, foarte, foarte bine momentul acela. M-am simțit foarte bine. Când citeam, am citit exact cum am citit-o ascultătorilor. Cu același intonație, cu același stil, cu aceeași dragoste față de poezia mea. Am primit și aplauze, am primit și laude și încurajări, care de asta avem nevoie și tot timpul am nevoie de asta, încurajări. Asta mă motivează pe mine, încurajările. Vei mai scrie despre armată? Chiar dacă vei pleca la civilie, îți vei aminti momentele, le vei transpune în versuri sau vei uita foarte ușor? M-am gândit și eu la aceeași întrebare. Voi mai scrie despre armată? Desigur că am să scriu. Eu sunt fie dor de armată. Deși acum vreau, la moment, vreau acasă. Vreau să mă duc acasă. Pur și simplu să mă duc acasă. Dorul e mare. Dorul e foarte mare, dorul. Desigur că am să scriu și o să scriu încă poezii multe. Și cred că o să le public mai departe. Pentru cine scrii și pentru cine vei scrie? Cui dedici poeziile tale? Nu am o dedicație specială. Eu poeziile mele le scriu pentru ascultători, pentru a face o lume mai bună, pentru a deschide ochii, urechile, inima, sufletul. Pentru asta scriu eu poezii, pentru a face lumea mai bună. Văd că ai mai multe poezii, citește-ne mai multe. Următoarea poezie se numește Suferință. Subestimată suferință, iar ai venit pe nepoftite, ai întărit a mea credință, mi-ai readus cele pierdute, lăuntric glasul murmurând, pictând în ochi raze de lună, iar eu în patul mi-așteptând când va urma o zi mai bună. Ce monolog spălat de ape, venit din anturajul dur, din suflet scut, un scut ce arde și mi-a rămas sufletul pur. M-ai înălțat până la stele, m-ai coborât în sub pământ, mi-ai dat iubire și putere și des mă vei găsi rugând. A ta perfectă judecată m-ai întărit, aripi mi-a dat. Când ei vor arunca vreo piatră, să știi că iarăși am zburat. Așa, suferință. Dar ai și poezii mai pozitive. Ne-ai zis că ai una de dragoste pe care ai scris-o unui coleg de aici, unui ostaș, adică la cerința dumnealui sau la rugămintea dumnealui. Vrei să ne citești și nouă? Desigur. Simte tot ceea ce-ți spun când te privesc, când îți vorbesc. Prea multe sentimente adun de simt că simt ce-mi doresc. Acordă-mi timp, priviri sau nu. Tu mimică-mi cu chipul tău ca să înțeleg ce simți și tu, să înțeleg ce simt și eu. Eu îmi doresc să-mi aparții ca jumătate din întreg, căci te iubesc și vreau să o știi. Dă-mi un răspuns, rămân sau plec? De multe știu și tu mă știi, aș vrea să mă cunoști. Insist, căci dacă pleci, o să mai vii și eu nu o să mai exist. Eu ți-am ascuns până acum, căci mi-a fost teamă de răspuns. Dar ce foc nu lasă scrum după ce a fost aprins? Cred că multe fete râvnesc după tine auzindu-ți versurile. Uite, am discutat atâta despre poezie, versuri, stări melancolice, mai puțin. Ce înseamnă pentru tine poezia? Poezia pentru mine este sufletul, poezia pentru mine este eu-ul meu. Eu parcă prin asta trăiesc. Eu dacă nu aș scrie o poezie, eu așa mă descarc de emoții, de stări negative din corp. Când sunt trist, când scriu poezia pe foaie, deja nu mai sunt trist. Până amprentă, exact. Ziua Internațională a Poeziei este marcată la 21 martie și este declarată de UNESCO, începând din anul 1999, drept o recunoaștere a faptului că oamenii de litere și de cultură, poeții și scriitorii din întreaga lume și-au adus o contribuție remarcabilă la îmbogățirea culturii și spiritualității universale. De asemenea, această zi urmărește să susțină creația poetică, stabilirea unui dialog între poezie și alte genuri ale creației, editarea și promovarea poeziei ca artă deschisă oamenilor. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Tuberculoza poate fi tratată.
Tradițional, la 24 martie este marcată Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei. Potrivit surselor, anual la nivel global, tuberculoza cauzează 1,5 milioane de decese, iar datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că Republica Moldova ocupă primul loc în Europa, privind numărul de bolnavi și numărul de îmbolnăviri de tuberculoză. În acest context, ne-am propus să aflăm care este situația la acest capitol în Armata Națională, cum sunt protejați ostașii țării și, în general, cum putem preveni această maladie care afectează toate categoriile de vârstă. Cu mai multe detalii vine locotenentul major Diana Vacarciuc, șef secției terapie de la Centrul Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării. Tuberculoza este o boală contagioasă foarte larg răspândită, ce prezintă o importantă problemă de sănătate publică. Este foarte actuală în Republica Moldova la moment. Cel mai des afectează plămânii, după cum știm, dar poate interesa și oasele, ganglioane, sistemul renal. Cel mai des se transmite de la om la om. Sunt cazuri rare când se întâlnesc și de la animal la om. Factorii de risc îi prezintă persoanele fără adăpost, persoanele care consumă droguri, alcool în exces, cei cu imunitate scăzută, de exemplu pacienții cu cancer, cu diabet zaharat, cu boli cronice, persoanele de la dializă. De asemenea, un lot mare de pacienți este în penitenciare, persoanele care lucrează cu pacienții, chiar și personalul medical care îngrijesc pacienții bolnavi cu forme deschise de tuberculoză. Pot fi afectați copiii care sunt mai vulnerabili și bătrânii. Medicina permite depistarea tuberculozei datorită investigațiilor. Potrivit specialistului, cea mai simplă metodă este radiografia sau microfotografia cutiei toracice. Se practică și testul cu tuberculină, cunoscut de către noi ca proba Mantu. De asemenea, se efectuează investigații mai sofisticate, ca examenul sputei la tuberculoză, bronhoscopia și alte investigații costisitoare, ca tomografie computerizată, folosită pentru depistarea stadiului tuberculozei. Primul semn de suspectare a maladiei este tusea. Este o tuse persistentă, uscată, de la început o tuse la care nu prea dau importanță pacienții, însă când tusea persistă mai mult de 3 săptămâni, și este însoțită și de o oboseală mai accentuată, scăderea greutății corpului, pierderea poftei de mâncare, mai târziu poate apărea și febră sau subfebrilitate, transpirațiile nocturne și, în final, se poate solda și cu tuse cu sânge. Aceste simptome ar trebui să ne alarmeze ca să ne adresăm la medicul de familie. Dacă în timpul comisiei medicale premilitarilor le sunt depistate semne ale tuberculozei, aceștia nu sunt apți pentru serviciul militar, întrucât necesită izolarea și tratament obligatoriu în instituțiile specializate. Din câte eu cunosc, armata are un specific mai aparte, deoarece toți militarii care se încorporează, inclusiv și pe contract, sunt examinați foarte bine înainte de încorporare. De aceea, la toți obligatoriu le facem microfotografia cutiei toracice și la primele simptome ei sunt depistați. Anul acesta nu am avut niciun caz. Militarii pe contract trec anual dispensarierea, care presupune un examen anual obligatoriu, iar militarii în termen sunt examinați minuțios la încorporare. Însă, în cazul în care s-ar depista simptome ale tuberculozei în rândul ostașilor în termen, ei la fel necesită investigații adăugătoare și tratament în condiții speciale. Iată ce măsuri de prevenire sunt aplicate în cadrul unităților pentru protejarea tinerilor. Deoarece știm că militarii Armatei Naționale sunt alimentați corect, au standarde zilnice și norma de calorii pe zi, ei respectă igiena obligatorie, camerele unde ei stau sunt zilnic aerisite, se mai folosesc și metodele cu coarțarea cu lampa de coarț. Pacienții care sunt bolnavi, care au semne de viroze sau primele semne de tuse, sunt au condiții de izolare. Avem centru consultativ diagnostic și spitalul militar unde pot fi investigați adăugător și depistați la timp. De aceea consider că toate acestea împiedică îmbolnăvirea. În această săptămână îi avem omagiați pe capitanul Constantin Rusu și plutonierul adjutant Valentin Făinescu. Cu această ocazie le spunem multă sănătate, noroc, pace și realizări, oameni dragi în preajmă. Cum se spune între militari, stele nu multe, însă cât mai mari. La mulți ani, domnilor militari, să ne trăiți! Fie ca această duminică să vă aducă liniște și clipe minunate. Ne dăm întâlnire duminica viitoare. La microfon, domnița Jechiu și Tatiana Cocerva. Cele bune! Pe curând!